Salutare tuturor! Continuăm uh, rezolvarea testului nostru cu problema de algebră numărul 4, o problemă de tip grill. Patru colegi sunt partenerii la un proiect. În tabelul de mai jos se poate vedea a câta parte din lucrare a făcut fiecare după 3 zile. Așadar, Corina a lucrat două șeptimi din proiect. În trei zile, delia o cincime din proiect în trei zile, dan 4 pe 15 din proiect în trei zile, iar cel de-al patrulea copil, emil, două noimi din proiect în cele trei zile. Cei doi colegi care au lucrat cel mai mult sunt. Ce anume trebuie, de fapt, să calculăm aici? Mai exact, trebuie să ordonăm în ordine crescătoare sau descrescătoare cele patru fracții și să le luăm, să selectăm care sunt cele mai mari fracții. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Ne amintim cum putem ordona crescător sau descrescător niște fracții. Avem trei metode, fie prin egalarea, aducerea la același numitor și atunci mai mare este fracția cu numărătorul mai mare. Vom avea o a doua metodă pe care o utilizăm și în acest caz pentru a egala și a compara fracțiile, trebuie să avem același numărător și vom avea exact invers, mai mare este fracția cu numitorul cel mai mic. Și mai avem o metodă în care am putea să comparăm două câte două, dar fiind patru fracții, ar necesita mai mult timp și nu avem la dispoziție, în cadrul unui examen, trebuie să alegem metoda cea mai rapidă. Pentru a vă aduce aminte. Toate aceste metode de comparare a fracțiilor ordinare, nu ezitați să accesați în playlistul Noțiuni teoretice, video în care uh, avem uh, teoria fracțiilor ordinare. Materia explicată. Așadar, cum spuneam, cea mai rapidă și ușoară metodă de a compara în cazul acesta fracțiile, reprezentând cât au lucrat, au lucrat cei patru copii, este de a egala numărătorul. De ce? Pentru că observăm că la numitor avem numere cu divizori diferiți și pentru a face cel mai uh, mic multiplu comun, ceea ce reprezintă uh, numitorul comun al celor patru fracții, am avea mult mai mult de calcul. Pe când, la numărător, observăm că avem uh, numerele 1, 2 și 4, că uh, numărătorul comun ar fi 4 și pentru acest lucru avem de amplifica prima fracție cu 2, a doua fracție cu 4, cea de-a treia fracție are deja numărătorul 4, deci nu trebuie amplificată, iar ultima fracție cu 2. După amplificare vom obține următorul rezultat. Corina a lucrat 4 pe 14, Delia 4 pe 20, Dan 4 pe 15, rămâne neschimbată frac fracția pentru că nu am amplificat-o, iar Emil a lucrat 4 pe 18. Le vom a, ordona crescător, am spus că mai mică este cea cu a, numitorul mai mare, în cazul în care avem același a, a, numărător și atunci vom scrie 4 pe 20 mai mic decât 4 pe 18 mai mic decât 4 pe 15 mai mic decât 4 pe 14. Astfel, observăm cele mai mari fracții, ultimele, sunt cea de-a treia, 4 pe 15, și prima, 4 pe 14. Înseamnă că cel mai mult au lucrat Corina și Dan. Verificând variantele de răspuns, observăm că varianta D corespunde răspunsului găsit de noi. Aceasta a fost explicația. Nu uitați uh, metoda de comparare a fracțiilor uh, în care putem compara și egala uh, atât numărătorul, deoarece în cazul acesta, dacă vă aduceți aminte în cadrul examenului doar de comparația fracțiilor prin egalarea numitorului, ați fi avut mai mult de lucru. Trebuie să învățați acele aceleși mecherii pentru care să câștigați timp în cadrul unui test. Până data viitoare vă urez să aveți spor la teme. Pa, pa!